Parlamentul are pe agenda anul acesta mai multe priorități legislative. Unele dintre ele așteaptă doar votul final în Camera Deputaților. Sunt de asemenea proiecte de lege asumate prin PNRR. Care sunt acestea? Îți spune Ramona Sârbu, editor Alef News. Avem prima oră noua lege a salarizării, condiția asumată prin PNRR, care rămâne în analiza coaliției de guvernare. Proiectul, după cum bine știi, ar fi trebuit să fie adoptat în Parlament încă de anul trecut, însă continuă discuțiile pe această temă cu toate categoriile socioprofesionale. O condiție impusă prin PNRR este limitarea sporurilor la maximum 20% din salariul de bază. Avem apoi proiectul de lege prin care șoferii prinși băuți sau drogați și care au fost condamnați să piardă dreptul de a redobândi permisul pentru o perioadă de 10 ani, așteaptă dezbaterea și votul final în Camera Deputaților. Inițiativa social-democratului Robert Kazanciuc prevede sancțiuni destul de severe, inclusiv circumstanțe agravante pentru persoanele implicate în consumul de droguri. Un alt proiect important este codul urbanismului, care ar trebui să clarifice modul prin care se va putea construi pe teritoriul național, proiect aflat de asemenea în atenția deputaților pentru votul final. Așadar, Parlamentul anul acesta pare destul de ocupat. Parlamentul are pe agenda anul acesta mai multe priorități legislative. Unele dintre ele așteaptă doar votul final în Camera Deputaților. Sunt de asemenea proiecte de lege asumate prin PNRR. Care sunt acestea? Îți spune Ramona Sârbu, editor Alef News. Avem prima oră noua lege a salarizării, condiția asumată prin PNRR, care rămâne în analiza coaliției de guvernare. Proiectul, după cum bine știi, ar fi trebuit să fie adoptat în Parlament încă de anul trecut, însă continuă discuțiile pe această temă cu toate categoriile socioprofesionale. O condiție impusă prin PNRR este limitarea sporurilor la maximum 20% din salariul de bază. Avem apoi proiectul de lege prin care șoferii prinși băuți sau drogați și care au fost condamnați să piardă dreptul de a redobândi permisul pentru o perioadă de 10 ani, așteaptă dezbaterea și votul final în Camera Deputaților. Inițiativa social-democratului Robert Kazanciuc prevede sancțiuni destul de severe, inclusiv circumstanțe agravante pentru persoanele implicate în consumul de droguri. Un alt proiect important este codul urbanismului, care ar trebui să clarifice modul prin care se va putea construi pe teritoriul național, proiect aflat de asemenea în atenția deputaților pentru votul final. Așadar, Parlamentul anul acesta pare destul de ocupat.